Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, prin harul lui Dumnezeu am ajuns din nou în momentul în care deschidem Scripturile și ne deschidem alături de Scripturi inima, pentru ca să continuăm învățarea Cuvântului lui Dumnezeu. A fost îndemnat de Domnul și am fost îndemnat și de frați, la sfârșitul anului trecut, să renunțăm pentru o vreme la predici sporadice și să ne concentrăm asupra unor subiecte biblice fundamentale care ne ajută să avem o înțelegere clară a voiei lui Dumnezeu pentru noi în viața de relație spirituală cu El, în viața de familie, în viața de biserică. În așa fel încât doctrinele majore ale vieții de credință să fie bine conturate în inima noastră și să avem un orizont biblic suficient de clar pentru a putea să-L urmăm pe Domnul, nu în confuzie, nu la întâmplare, nu determinați de niște vorbe auzite de la bunici, ci să învățăm cuvântul Domnului cu pasiune și cu responsabilitate. În felul acesta am ajuns, în perioada aceasta duminică seara, să studiem darurile spirituale. În această seară am ajuns la lecția numărul 7, darul minunilor. Aduceți-vă aminte că darurile le-am împărțit în trei secțiuni și una dintre ele a fost darurile de putere. Asta înseamnă darul credinței, darul vindecărilor și darul minunilor. În această seară am citit din Evanghelia după Marcu, capitolul 9, despre o minune. Minunile sunt evenimente supranaturale când Dumnezeu se implică în procesul istoriei și anulează sau ocolește pentru o clipă legile naturale normale. Evenimentul acela este inexplicabil, nu poate fi explicat. Dacă un eveniment se poate explica, el nu mai este miracol. Minunile nu se explică, minunile se cred pur și simplu, știind că sunt făcute de Dumnezeu cu un scop bine determinat. În această seară o să ne luăm câteva minute ca să ne ocupăm de introducere și în această introducere să facem câteva sublinieri în legătură cu darul minunilor. Darul minunilor este cel de-al treilea din categoria darurilor de putere după darul credinței și după darul vindecărilor. Foarte des, darurile de putere, adică acestea trei, darul credinței, darul vindecărilor și darul minunilor, lucrează împreună și deseori este imposibil să le identifici. Care dintre ele este acum? E darul credinței? E darul vindecărilor? Sau este darul minunilor? Altă dată este mai simplu să faci deosebirea și să știi acesta este. Dar destul de des, ele lucrează în cooperare atât de profund încât este foarte dificil să le identifici care dintre ele este acum în lucrare. Prin darul minunilor înțelegem manifestarea puterii lui Dumnezeu, prin care se suspendă, așa cum spuneam puțin mai devreme, pentru o vreme, temporar, anumite legi ale naturii pentru împlinirea unor lucrări supranaturale care reprezintă interesele lui Dumnezeu pe pământ. Nașterea din nou, spre exemplu, botezul cu Duhul Sfânt, sunt și ele minuni, ele sunt minuni interioare, însă ele nu sunt manifestări ale darului minunilor sau ale darului vindecărilor sau ale darului credinței de care noi ne ocupăm în această seară, respectiv darul minunilor. Haideți să observăm un pic care este explicația cuvântului. Cuvintele din limba greacă care sunt folosite prin ceea ce Cornilescu traduce darul minunilor, pe care îl găsim de trei ori în 1 Corinteni, capitolul 12,
Ei bine, aceste cuvinte pe care le găsim aici, respectiv în versetul 10, altuia puterea să facă minuni. Puterea să facă minuni. Asta înseamnă energemata dunameo. Aduceți-vă aminte când vorbeam despre botezul cu Duhul Sfânt, spuneam că în Fapte, capitolul 1, acolo cuvântul Domnului spune: și când Duhul Sfânt va veni peste voi, voi veți primi dunamis, dinamită, voi veți primi putere. Ei bine, ne întâlnim din nou acum cu acest cuvânt, pentru că din nou este vorba de puterea lui Dumnezeu care acționează. De aceea, expresia aceasta pe care o găsim în 1 Corinteni 12, în versetul 10, o mai găsim și în versetele 28 și 29, și e aceeași pereche de cuvinte, energemata dunameon. Cuvintele acestea din limba greacă sunt traduse în limba română cu puteri miraculoase sau cu darul minunilor. Ele exprimă ideea de putere, ideea de manifestare, de descătușare de putere, pentru ca Dumnezeu cu această putere să-și împlinească un scop. În mentalitatea religioasă din vremea Domnului Iisus Hristos, conceptul de putere, ca și astăzi, era asociat cu prezența și cu lucrarea Duhului Sfânt. Și oamenii de atunci, ca și credincioșii din zilele noastre, știu că atunci când vorbești despre puterea lui Dumnezeu, nu o poți despărți de prezența și de acțiunea Duhului Sfânt. De cele mai multe ori, cuvântul energemata este folosit cu referire la activitate divină. Iată doar câteva exemple. Marcu, capitolul 6, versetul 14. Împăratul Irod a auzit vorbindu-se despre Iisus, al cărui nume ajunsese vestit, și a zis: Ioan Botezătorul a înviat din morți și de aceea lucrează această putere, acest dunamis, acest miracol, această energemată, această energie. A înviat Ioan Botezătorul din morți și lucrează acum puterea prin el. De ce Irod a făcut această afirmație? El a cunoscut pe Ioan și a știut că Ioan manifestă puterea Duhului Sfânt, prin el lucrează Dumnezeu. Și pentru că Irod a cunoscut un singur bărbat care face asta și știa că acest bărbat a murit, el acum s-a gândit: trebuie ca acest bărbat să fie înviat, pentru că Dumnezeu nu poate să lucreze decât prin el. Galaten 3:5. Cel ce vă dă Duhul și face minuni între voi, iată dar din nou asocierea între Duh și minune, le face oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Sigur, răspunsul este simplu, prin auzirea credinței, nu prin faptele legii. Filipeni 3:21. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii, iată dar, prin manifestarea puterii, prin lucrarea puterii pe care o are Dumnezeu de a-și supune toate lucrurile. Frați și surori, puterea noastră de a face anumite lucruri este limitată. Noi putem să facem ceva anume prin puterea banilor, prin puterea fizică, prin puterea intelectuală, prin puterea relațiilor, adică unindu-ne cu alții putem să ridicăm corpuri grele. Dar sunt și lucruri pe care nimic omenesc nu le poate schimba. Acolo e nevoie de puterea lui Dumnezeu. Ei bine, aici apostolul ne spune: Dumnezeu va schimba prin puterea lui, prin Duhul Sfânt va lucra Dumnezeu. Iată dar că Duhul Sfânt a venit pe pământ și el are capacitatea infinită, nelimitată, să manifeste pentru interesele lui Dumnezeu, și vom vedea mai târziu care sunt scopurile, să manifeste pentru interesele lui Dumnezeu o mare energie, o mare putere, o mare putere. Ei bine, explicația cuvântului este foarte importantă pentru noi, pentru că vom înțelege în felul acesta că nu este vorba despre ceea ce pot face eu, ci este vorba despre ceea ce Dumnezeu prin Duhul Sfânt face prin mine, dacă eu sunt un vas ales, un vas credincios, un vas la îndemâna lui Dumnezeu și folosit de Dumnezeu. În al treilea rând, frați și surori, aș vrea să observăm manifestarea darului minunilor în Vechiul Testament. Manifestarea darului minunilor în Vechiul Testament. Dacă citim la Numeri, capitolul 16, versetele de la 31 la 33, aici vom observa judecata lui Core, Datam și Abiram.
Aici există o judecată foarte exigentă din partea lui Dumnezeu. Se despică pământul și acești trei bărbați sunt înghițiți de vii. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, ce reacție ați avea dacă ați cunoaște o persoană care își permite să trăiască în păcat în mod permanent, fără nicio mustrare de conștiință, un om care are anumite tipare comportamentale păcătoase, cum se spunea de dimineață, nu luptă împotriva eliminării lor sau împotriva lor să le elimine, se complace cu aceste tipare comportamentale greșite, scuzându-se că, ei, el are și calități, și ați vedea cum la un moment, da, la câțiva metri de dumneavoastră, pământul se despică și omul acela e înghițit de viu și cade ca într-o prăpastie fără fund. Ce reacție ați avea? Cum ați explica că pământul s-a despicat ca o portocală pe care o rupi? Este o minune care nu se poate explica. Ei bine, aici Dumnezeu ne dă un exemplu al consecințelor păcatului pe care oamenii îl îngăduie în mod permanent în viața lor. Frați și surori, una este să cazi deodată într-o greșeală și într-o greșeală cădem toți din când în când, că suntem oameni. Odată ne scapă o privire și ne pocăim de ea. Altădată ne scapă o vorbă și ne pocăim de ea. Altădată ne mâniem în familie și există o stare de conflict și poate nu ne împăcăm cu soția și cu soțul pentru o zi, dar ne pocăim de asta. Altădată suntem tentați să privim într-un anumit loc vinovat, dar ne pocăim de asta. Ei bine, una este să ți se întâmple asta și alta este de-a lungul anilor tu să manifeste același păcat cu obrăznicie, cu indiferență și cu irresponsabilitate, găsindu-ți scuze pentru păcatul pe care îl manifesti în fiecare zi și îl bei ca pe apă. Între aceste două chestiuni există o diferență ca de la cer la pământ. Deodată într-o greșeală, fiecare om din când în când cade. Și Biblia spune, dacă vreunul dintre voi cade deodată într-o greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu Duhul blândeții. Dar cel care manifestă același păcat în fiecare zi, frați și surori, tot cu Duhul blândeții să-l ridicăm. De ce? Ca să-l facă din nou? Între a cădea deodată într-o greșeală și a te pocăi fără să o mai faci și a avea o practică păcătoasă cu care aduci rușine asupra numelui de creștin, asupra familiei și asupra bisericii lucrării lui Dumnezeu, există o foarte mare deosebire și deosebite sunt și consecințele. Dacă privim mai departe în Deuteronom, capitolul 29, versetul 5, observăm o altă minune făcută de Dumnezeu în Vechiul Testament. Poporul lui Dumnezeu a mers prin pustie pentru zeci de ani. Și dumneavoastră știți că acolo nu existau magazine de unde ei să-și cumpere îmbrăcăminte și încălțăminte. În 40 de ani se uzează cea mai bună încălțăminte și cea mai bună îmbrăcăminte. Ori ei nu aveau la dispoziție magazine de unde să-și cumpere altă îmbrăcăminte și încălțăminte. De aceea Dumnezeu a făcut o minune. A conservat îmbrăcămintea și încălțămintea lor și aceasta nu s-a mai uzat. Câtă economie am face noi dacă s-ar întâmpla asta? Dar probabil că ar deveni demodată încălțămintea de acum 40 de ani și n-am mai vrea să o purtăm chiar dacă nu este ruptă sau uzată. Ei bine, oamenii în condițiile acelea au avut parte de manifestarea unei minuni în viața lor. Dumnezeu a conservat îmbrăcămintea și încălțămintea lor în așa fel încât n-au rămas goi și au putut să meargă prin pustie zeci de ani cu aceeași îmbrăcăminte și cu aceeași încălțăminte. Aceasta a fost o minune. Priviți, vă rog, în cartea următoare, Iosua, capitolul 10, versetele de la 12 la 14, omul lui Dumnezeu se roagă și soarele se oprește. Soarele încremenește. Aceasta este o minune care nu s-a întâmplat de multe ori în istoria Universului. Această minune a făcut-o Dumnezeu. Este o minune care sfidează logica, care sfidează naturalul și nu o putem pune decât pe seama unui Dumnezeu care face ce vrea în Universul pe care l-a creat. Așa cum eu pot să îmi schimb în fiecare clipă
anumite lucruri care sunt la îndemâna mea, tot la fel Dumnezeu poate să sfideze legile naturale, poate să alunge cancerul din viața ta. Cancerul în mod normal nu-l poate opri nimeni. Sau alte boli terminale asemenea lui. Când Dumnezeu vrea, oprește soarele. Când Dumnezeu vrea, oprește cancerul. Când Dumnezeu vrea, pune un măgar să vorbească. Când Dumnezeu vrea, sfidează pentru o clipă legile naturale. Dacă acest Dumnezeu ți-e tată, atunci ascultă-mă, o astfel de minune care ți-ar fi benefică, o poate face Dumnezeu prin credința dumitale în orice clipă. Ai un Dumnezeu care poate să facă minuni. Nu obosi să crezi asta. Nu cădea de oboseală. Nu te da bătut. Dumnezeu poate să facă minuni. Încrede-te în Domnul. Ține-te tare de El. Roagă-L și crede ceea ce-L rogi. Pentru că într-o zi Dumnezeu poate să miște un deget și destinul meu sau al dumitale, suferința mea sau al dumitale, se poate schimba pentru întotdeauna. Binecuvântat să fie Domnul. Numeri 22, 22 la 31. Un proroc al lui Dumnezeu, un om pe care îl folosește Dumnezeu, mai corect spus, un om pe care îl folosește Dumnezeu la un moment dat, devine obsedat de bani. Și Dumnezeu încearcă să-l corecteze fără succes. Și aici ne întâlnim cu ceea ce noi numim voia lui Dumnezeu. Și îmi permit să fac o paranteză doar pentru că eu întâlnesc asta în relația mea cu oamenii foarte des. Observați ce s-a întâmplat cu Balaam, frați și surori. Balaam a fost o persoană pe care Dumnezeu a folosit-o și i-a descoperit voia lui. Balaac, un împărat al vremii, a vrut să-l corupă prin bani pe Balaam. Balaam a știut care este voia lui Dumnezeu cu privire la ce îi cerea Balaac. Însă pentru că își dorea banii lui Balaac, s-a făcut că nu știe voia lui Dumnezeu și s-a dus la Dumnezeu și l-a întrebat: Doamne, vreau să-ți pun o întrebare cu privire la problema asta, care-i răspunsul? Și Dumnezeu se miră de Balaam că pune o întrebare al cărui răspuns îl știa bine. Dar el îl întreabă pe Dumnezeu, poate Dumnezeu îi dă un alt răspuns și poate să pună mâna pe bani. Ca de obicei, Dumnezeu care e consecvent, îi dă același răspuns. Și Balaam se întoarce dezamăgit. Doamne, răspunsul ăsta îl știam și eu, cu ăsta nu câștig niciun ban. Balaac insistă și zice, totuși nu pot să faci altceva. Și el spune, stai să-l mai întreb o dată pe Dumnezeu, poate mai schimbă. Și îl mai întreabă încă o dată pe Dumnezeu. Ciudat este că de data asta Dumnezeu se schimbă și spune, du-te, drăguțule, că ai voie. Wow, am voie? Da, du-te. Și acum Balaam a spus, este voia lui Dumnezeu. Și acum mă opresc și fac o aplicație practică. Frați și surori, foarte des noi căutăm voia lui Dumnezeu. Dragi tineri, voi o căutați în alegerea partenerului. Atunci când vreți să vă căsătoriți, cel mai slab tânăr din biserică vrea totuși să știe care e voia lui Dumnezeu și încearcă și el, după metodele cunoscute de el, să afle voia lui Dumnezeu. Dar nu numai tinerii, frații și surorile, în crizele vieții, vrem să știm care e voia lui Dumnezeu. Și de multe ori diavolul folosește căutarea noastră și ne pune în față un răspuns greșit. Sau noi înșine inventăm un răspuns care ne place și spunem, asta e voia lui Dumnezeu. Vreau să vă spun în această seară că voia lui Dumnezeu e de două feluri. Unu, voia lui Dumnezeu este directoare și permisivă. Directoare este atunci când Dumnezeu ia inițiativa și spune așa să faci și așa să faci. Aceea este adevărata voia lui Dumnezeu. Voia directoare a unui Dumnezeu care este director peste tot universul, este șef, este suveran. A doua voie a lui Dumnezeu e permisivă. Nu mai este inițiativa lui Dumnezeu, e inițiativa ta și el doar îți permite, cum a fost la Balaam. Balaam a avut inițiativa și Dumnezeu doar i-a permis și i-a spus, asta vrei, asta ai, du-te că e voie. Și Balaam a crezut că e voia lui Dumnezeu, dar nu era voia lui Dumnezeu, era voia lui și Dumnezeu i-a permis. De două ori îi spusese nu,
Dacă l-a întrebat a treia oară, Dumnezeu a văzut obrăznicia și setea lui de bani și a spus, du-te. Dar până la urmă pune un măgar să-i vorbească. Frați și surori, ce ați zice dacă atunci când vă urcați în mașină, dintr-o dată s-ar auzi o voce metalică care vine de undeva din bord sau din scaun și ar zice, de ce pleci mă de acasă fără să te rogi și fără să citești Biblia? Cam ce ați zice? Probabil că am leșina, probabil că ne-am întoarce să ne rugăm și să citim Biblia, cine știe care ar fi reacția noastră? Dar mașinile nu vorbesc, de aceea noi nici nu leșinăm și nici nu ne întoarcem înapoi. Ei bine, măgărița totuși a vorbit. S-a întâmplat o minune să vorbească cu o grai omenesc, cu o voce omenească, un animal. Este o mare minune. Lui Dumnezeu nu este greu să repete minunea aceasta cu mine sau cu dumneavoastră, dacă este nevoie. Priviți, vă rog, în 1 Împărați, capitolul 17, versetul 18. Ilie înviază fiul văduvei din Sarepta. Un copil mort și prin Ilie se manifestă energemata, se manifestă energia lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. Această putere a lui Dumnezeu sfidează logica. Oamenii care mor nu mai înviază. Fiecare dintre noi am condus pe ultimul drum pe cineva drag vreodată. Ce n-am fi dat ca să putem schimba situația? Dar n-am putut să o schimbăm. Observați că totuși Ilie a avut grația divină să fie instrumentul prin care Dumnezeu schimbă o stare de fapt imposibil de schimbat. Și s-a întâmplat minunea. Acesta e Dumnezeul pe care îl slujiți. Un Dumnezeu care poate să învieze morții, un Dumnezeu care poate pune animalele să vorbească ca omul, un Dumnezeu care poate face o haină să nu se învechească niciodată, un Dumnezeu care poate despica pământul dacă e nevoie, un Dumnezeu care poate face orice. Nu te baza pe legile naturale, Dumnezeu le poate anula. Bazează-te pe Dumnezeu, vei avea de câștigat. 2 Împărați 1:10. O ceată de ostași îl urmărește pe Ilie ca să-l ducă la împărat și împăratul avea de gând să-l omoare. Și vine foc din cer și oamenii aceia sunt arși de vii, sunt topiți, sunt incinerați, adică morți. Cum putem explica asta? Ce ați zice dacă ați vedea astăzi un astfel de eveniment? Să observați un foc care cade din cer și cineva efectiv dispare, este dizolvat de căldura focului. Acest lucru s-a întâmplat în istorie. Ar trebui, frați și surori, să luăm seamă cu responsabilitate și cu teamă sfântă, pentru că Dumnezeul nostru nu e o religie, nu e un copil cu care ne putem permite să ne jucăm. Dumnezeul nostru este un foc mistuitor și dacă vreodată va vrea, într-o clipă, eu, grozavul de eu, efectiv dispar ca o consecință a ticăloșiei pe care mi-o permit și în care trăiesc cu nepăsare. Frate și soră, trezește-te din starea în care ești, slujești un Dumnezeu puternic și viu, vino-ți în fire și întoarce-te la Dumnezeu, trăiește cu Dumnezeu cu multă teamă sfântă și cu multă responsabilitate. Pentru că pe lângă faptul că Dumnezeu este o dragoste infinită, este și un foc mistuitor. Ambele atribute a lui Dumnezeu se pot manifesta în viața dumitale în funcție de nevoie. Fii responsabil de relația spirituală cu Dumnezeu. Teme-te de Dumnezeu. Nu te lăsa controlat de niciun lucru omenesc, ci lasă-te controlat doar de Duhul Sfânt și de poruncile lui Dumnezeu. Haideți să observăm, frați și surori, în al patrulea rând, manifestarea darului minunilor în viața Domnului Iisus Hristos. Manifestarea darului minunilor în viața Domnului Iisus Hristos. În viața Domnului Iisus Hristos distingem trei feluri de minuni. 1. Minuni asupra naturii. Matei 8:23-27. Potolirea furtunii pe mare. Domnul se ridică, spune un singur cuvânt, și furtuna se oprește. Cine poate explica evenimentul?
nimeni. A fost o minune. Iisus are puterea asupra naturii. Când îți este frică de întuneric, când îți este frică de fulger, de tunet, când îți este frică de ceva anume, ascultă-mă, de lucrul de care ți este frică, Iisus Hristos peste acel lucru are toată puterea. Într-o clipă îl poate înlătura, într-o singură clipă. Nu te teme de nimic, nu te teme de nimic. Dumnezeul pe care îl slujești este puternic. El te poate proteja pe tine, îți poate proteja familia, îți poate proteja viitorul, nu te teme de nimic. Nu te teme de valuri, de furtună, de noapte, de întuneric, nu te teme de nimic. Ai un Dumnezeu viu, puternic, slăvit să fie în numele Domnului. Cine mai are un astfel de Dumnezeu decât oamenii născuți din nou? Ioan 2, 7 la 11, transformarea apei în vin. O altă minune inexplicabilă. Ioan 6, 9 la 11, înmulțirea pâinilor. Aceasta este o altă minune inexplicabilă. Luca 5, 5 la 9, pescuirea minunată. Încearcă un grup de pescari un timp lung să prindă pește, fără succes. Și Domnul Iisus Hristos vine și ca și cum vede în apă, vede în interiorul apei, spune, aruncați aici mreaja. Și când pescarii o trag afară, ea are atâția pești în ea, încât aproape era să se rupă. Cine poate explica asta? A fost doar o minune. O minune pe care Dumnezeu poate să o facă oricând, în orice condiții, în orice situații, cu mine și cu dumneata. Niște oameni atât de simpli, atât de vulnerabil. Niște oameni care avem nevoie de minunile lui Dumnezeu. Și acum vreau să spun o întrebare. Dacă acest Dumnezeu nu este Tatăl tău, când ai nevoie de aceste minuni, când viața ta depinde de minunile acestea, ce faci? Cine le face pentru tine? Care evoluționism? Care materialism? Care sumă de bani? Care oameni? Care guvern? Care America? Cine poate să facă pentru dumneata astfel de minuni? Când viața îți depinde de o astfel de minune, dacă Dumnezeu nu ți-e tată, dacă nu-L cunoști, dacă nu-ți poți ridica cu credință privirea, să spui, Tată, ajută-mă! Și cum se spunea de dimineață, Tată, nu zăbovi! O clipă, dacă mă lași, dispar! Dacă Dumnezeu nu ți-e tată, dacă Iisus Hristos nu ți-e mântuitor și domn, cine îți va ține parte în ziua necazului? Cine îți va lua apărarea, omule? Cine te va proteja, muritorule? Cine va avea grijă de copiii dumitale? Cine îți va proteja casa? Cine te va vindeca? Cine? Înțelegi ce pierzi dacă stai departe de Dumnezeu? Pierzi și viața aceasta și pierzi și viața veșnică. Pentru ce, omule? În seara aceasta acceptă să coboare cerul în viața ta și lasă-L pe Dumnezeu să devină Domn și ori de câte ori este nevoie să se întâmple minunea, pentru că Cel care o face rămâne acolo mereu și mereu, nu te părăsește niciodată. A doua categorie de minuni, pe lângă minunea asupra naturii, sunt minuni asupra oamenilor. Sunt minuni asupra oamenilor. Aduceți-vă aminte câte vindecări a făcut Domnul Iisus. Noul Testament, toate cele patru evanghelii abundă, adică este plin, din abundență sunt exemple de minuni, de vindecări ale Domnului. Au fost oameni cu tot felul de boli. Unii au avut ochii orbi, alții nu au auzit, alții picioarele sau mâinile, alții au avut lepră. Tot felul de boli. Unii erau munciți de duhuri rele, alții erau pe moarte. A venit Regele Iisus Hristos și cu o putere neînțeleasă de noi, inexplicabilă, a spus o singură vorbă și persoana aceea a devenit dintr-o dată sănătoasă. Omule, nu vrei să fii persoana aceea? Copilul, soția, soțul, părinții, dumitale, nu vrei să fie una dintre aceste persoane atinse de Dumnezeu? Nu înțelegi că e în beneficiu tău să-L ai pe Iisus? Doar să-ți ridici privirea și să-L chemi și să spună, iată-mă, și puterea lui Dumnezeu să vină și să te vindece, să te ierte, să schimbe destinul și direcția. Omule, ai oportunitatea aceasta. Iisus este aici și vrea să te atingă. El te poate atinge, El te poate schimba. Glorie Domnului! Ce mare har să ai un astfel de Dumnezeu!
Și ce mare nenorocire să ai o religie care nu te ajută cu nimic. O filozofie care nu simte nimic atunci când pe tine te doare. Dar ce mare har este să ai un Dumnezeu care plânge alături de tine, care se bucură alături de tine și care merge pe via dolorosa și cu tine, ca și cu Iisus. Ce mare har! Nu pleca fără El în această seară. Asigură-te că este în inima dumitale, frate și soră, și dragul meu prieten. Apoi, învierea din morți este un alt fel de minuni făcute de Domnul asupra oamenilor. Domnul nu numai că a vindecat, Domnul a înviat din morți. Nu știu să explic cum. Știu doar să vă aduc aminte că este adevărat. Iisus Hristos poate să facă orice. Orice, n-are limite. Resursele Lui nu sunt doar până aici. A treia categorie de minuni pe care El a făcut-o au fost minuni asupra Lui însuși. Minuni asupra Lui însuși. Observați în textul pe care l-am citit, Marcu, capitolul 9, schimbarea la față. Cine să explice schimbarea la față? A fost o minune senzațională, a fost o minune care nu se poate explica. A fost o minune pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos. Hainele Lui s-au făcut strălucitoare și foarte albe, de o albeață pe care niciun nălbitor de pe pământ nu o poate da. Ilie s-a arătat împreună cu Moise, doi bărbați care muriseră de mult. Petru a luat cuvântul și în versetul 6 spune, nu știa ce să zică, așa de mare spaimă a intrat în el. Aproape că paralizase de frică. Să vezi tu un om care a trăit cu sute de ani în urmă, să vezi alt om al cărui mormânt nu s-a găsit niciodată, să-L vezi pe Iisus că se schimbă la față și dintr-o dată devine divin, așa cum a fost înainte de întrupare prin Maria. Biblia ne spune că nu știa ce să mai creadă Petru și de frică a început să vorbească. Oamenilor când le e frică vorbesc, unii nu mai știu să scoată o vorbă, iar alții vorbesc. Sunt două categorii de reacții la frică. Unii nu mai paralizează și nu mai zic nimic, nici ce trebuie, nu mai poni să strige după ajutor. Alții însă vorbesc într-una și nu-i mai poți opri. E o reacție a fricii. Petru a început să vorbească de frică, era îngrozit, era înspăimântat. Minunea lui Dumnezeu se întâmplase în viața Domnului Iisus Hristos. Matei 28, versetele de la 1 la 7, învierea Domnului dintre morți. Ce predicator să explice cum s-a întâmplat asta? Era într-o peșteră, intrarea era blocată de o piatră imensă pe care era pus ștampila autorității romane, iar afară erau niște soldați puternici, înarmați cu suliți, cu spade, coifuri, și păzeau un mort. Ce ciudat! Autoritatea romană și un grup de soldați păzesc un mort. Dar de ce păziți un mort? Nu cumva credeți că înviază? De ce îl păziți? Nu vi se pare ciudat să păziți un mort, mă, oameni buni? Voi sunteți oameni serioși? Morții nu se mai mișcă, voi pe cine păziți? Înseamnă că cu mortul ăsta urmează să se întâmple ceva. Și spre dimineață s-a întâmplat. N-am nicio pricepere să vă spun ce și cum. Numai că s-a manifestat acolo energemata, dunamisul. S-a manifestat acolo puterea Duhului Sfânt. Piatra s-a rostogolit, s-a rupt sigiliu. Soldații au căzut ca niște morți, ca niște copii la pământ. Și dintr-o dată trupul mort, în el a intrat din nou puterea de viață. Și a ieșit Hristos afară, sfidând moartea. Și Biblia spune, așa cum Duhul Sfânt l-a înviat pe Hristos, așa te va învia pe dumneata și mă va învia pe mine. Ce speranță, extraordinar! Ce speranță! Eu nu știu cât o să mai trăiesc, însă indiferent cât am să mai trăiesc, dacă apuc să mor înainte de răpire, o să fiu mormântat undeva într-un cimitir pe planeta Pământ, nu știu unde, dar în ziua învierii, sufletul meu va intra într-un trup de slavă și voi merge în fața Dumnezeului meu și voi fi cu El mereu și mereu. Se merită să mă ostenesc pentru El. Se merită să mă înfrânez de la păcat. Se merită să trăiesc o viață sfântă. Hristos mă va lua la El și voi fi cu El și voi fi ca El. Frate și soră, nu te lăsa, nu te da bătut, nu te complace în păcat. Ridică-te, acceptă-L pe Hristos, vei învia și tu. Puterea care L-a înviat pe Dumnezeu te va învia și pe tine. Îți va învia familia dacă e credincioasă.
Luptă-te să fii credincios, nu te lăsa! Pentru un păcat, ce câștigi? Pentru un compromis, ce câștigi, omule? La ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Nu te lăsa, nu te da bătut, ridică-te din nou, ia-o de la început, promite în seara aceasta Domnului că vrei un nou început, cere-L din nou pe Duhul Sfânt, cere din nou puterea sângelui lui Hristos, El este aici pentru că vrea să te ajute. E minunea lui Dumnezeu aici, nu e o religie penticostală sau de altfel, e minunea lui Dumnezeu, e puterea lui Dumnezeu, infinită. Înălțarea lui Iisus Hristos, Luca 24, 50-53, înălțarea lui Iisus Hristos. În al cincilea rând și apropiindu-ne de încheiere, aș vrea să observăm scopul manifestării darurilor, minunilor. În primul rând, observați, vă rog, că manifestarea darului minunilor întărește mărturia cuvântului lui Dumnezeu. Întărește mărturia cuvântul lui Dumnezeu, întărește mărturia Evangheliei. Adică, Marcu 16 cu 20, ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei, atenție, și întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Ei predicau și în timp ce predicau ei, de-a lungul călătoriei lor, din când în când Dumnezeu îi folosea și făceau minuni de genul celor amintite mai devreme. Ori predicile lor aveau alt impact asupra ascultătorilor atunci când erau presărate cu evenimente supranaturale. Rolul manifestării minunilor, în primul rând, nu este ca să-mi dea mie valoare, să se spună, da, Domne, dar omul ăla e extraordinar. Nu, nu, nu! Rolul minunilor este ca să întărească Evanghelia spunându-le ascultătorilor, ați văzut, este adevărat ce s-a spus. Evrei 2:4, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. În anul 93, dacă nu mă înșel, 92 sau 93, în orașul unde eu am trăit în vremea aceea, exista o familie care erau vecini de bloc cu noi, erau cu două scări mai într-o altă parte a blocului. Și am intrat într-o relație de prietenie, de reală prietenie cu această familie, i-am chemat la adunare, ei aveau mulți copii și au început să manifeste un oarecare interes pentru Evanghelie. Într-o seară m-a invitat pe mine și pe Carmen să mergem la ei în familie și să servim masa. Ciudat este că nu aveau pâine decât foarte puțină. Ei aveau 6 copii, erau ei 2 și eram eu și Carmen și avea doar foarte puțină pâine. Și când ne-am pus la masă, soția și-a adus aminte că n-are decât puțină pâine, gazda, femeia. Și a venit și ne-a spus, asta este pâinea. Și atunci am avut în inima mea așa o îndrăzneală să-i spun, fii liniștită că Dumnezeu poartă de grijă. Ne-am rugat pentru masă, am mâncat toți și ne-am săturat, am uitat de pâine. Am uitat efectiv. Am uitat toată seara de pâine, ne-am despărțit și a doua zi, această femeie când a realizat ce s-a întâmplat, pentru că a doua zi copiii care au plecat la școală își luau sandvișuri, și a avut suficientă pâine să pună copiilor ei, la toți copiii ei, sandvișuri. Așa de impresionați au fost oamenii aceștia de minunea aceasta a lui Dumnezeu, încât s-au pocăit, s-au întors la Dumnezeu. Foarte impresionați am fost și noi. N-a fost o rugăciune specială, n-a fost ceva special, a fost ceva absolut obișnuit. Atât de obișnuit încât nici n-am băgat de seamă. Dar 4 adulți și 6 copii au mâncat dintr-o bucățică mică de pâine, iar a doua zi ei și-au luat sandvișul la școală. Lucrul acesta probabil că s-a întâmplat și în viața dumitale cu pâinea sau cu altceva. Atunci când ai o nevoie reală și Dumnezeu vrea să-și proslăvească numele și să întărească Evanghelia predicată pentru mântuirea unor oameni, Dumnezeu poate să manifeste darul minunilor și să se întâmple o minune care șochează, care trezește, care cheamă, care motivează. Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Încrede-te în Dumnezeu, nu te da bătut! Dumnezeul pe care îl slujești are toată puterea în cer și pe pământ.
Poate să facă ce vrea în universul acesta. Încrede-te în Dumnezeu, trăiește cu El, suferă cu El, plângi cu El, mergi cu El. Într-o zi te va duce în gloria Lui, așa cum Tatăl a ridicat pe Hristos în glorie. Sunt multe alte lucruri care se pot spune, însă vreau să închei vorbind despre pericole în folosirea acestui dar. Acest dar, mai ales acest dar, în mod special acest dar, comportă pericole pentru oamenii care sunt aleși de Dumnezeu să-L folosească, să-L manifeste. Primul pericol este o preocupare exagerată pentru minuni, nu pentru sfințenie. O preocupare exagerată pentru minuni, pentru supranatural, nu pentru sfințenie. Sunt oameni, frați și surori, care dintr-o curiozitate firească vor să vadă minuni. Vor să vadă tot felul de minuni. Însă nu tot la fel de preocupați sunt și de pocăință. De citirea Bibliei nu sunt preocupați. De rugăciune nu sunt preocupați. De sfințenie și de neprihănire nu sunt preocupați. De părtășia frățească nu sunt preocupați. Dar sunt așa de preocupați de minuni încât s-ar scălda în ele. Minunile sunt bune, Dumnezeu le face după voia sa din când în când, ele n-au dispărut, pentru că Dumnezeu care le face n-a dispărut, însă preocuparea noastră, frați și surori, nu trebuie să fie minunile, ci trebuie să fie pocăința, pentru că minunile nu ne mântuiesc, minunile nu ne duc în cer. Ceea ce ne duce pe noi în cer este pocăința noastră, este neprihănirea dată și primită în numele lui Iisus Hristos. Întotdeauna oamenii au alergat după minuni, indiferent că au fost pocăiți sau nu. Permiteți-mi să vă citesc un verset pe care îl comentez scurt și apoi încheiem. 1 Corinteni 1:22. Atenție! Iudeii vor minuni. Grecii vor înțelepciune. Noi vrem să-L predicăm pe Iisus Hristos. Și acum o scurtă explicație. Întotdeauna oamenii religioși au o preocupare exagerată pentru supranatural, pentru minuni. Observați că nu grecii au căutat minunile, că ei n-au fost un popor religios în relație cu Dumnezeu. Iudeii au căutat minuni. De ce? Pentru că din când în când le-au avut. Și pentru că din când în când au avut experiența minunilor, ei au spus, ei, doar asta e important, să avem minuni. Grecii însă, care erau un popor de intelectuali, în sânul națiunii grecești s-a născut filozofia clasică, ei, intelectualii, alergau după informații, după înțelepciune, după cunoștință. Observați că oamenii lui Dumnezeu n-aleargă nici după minuni, nici după cunoștință și înțelepciune, și aleargă după neprihănire și după slujirea lui Iisus Hristos. Însă în viața oamenilor lui Dumnezeu se întâmplă din când în când și minuni și vine din când în când și înțelepciunea și cunoștința lui Dumnezeu. În ciuda faptului că minunile încurajează și motivează interesul pentru voia lui Dumnezeu, ele nu schimbă inima omului. Aduceți-vă aminte de 1 Corinteni, capitolul 10, versetele de la 1 la 10. Și Pavel scrie, scuzați-mă, fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, o mare minune. Toți au trecut prin mare, o mare minune. Toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat mâncare duhovnicească, cădea din cer, frați și surori. Vă puteți imagina? Cădea din cer. Ce-ar fi când vă e foame să vină așa un sandwich mare, ca de la Subway, să vină din cer? Ce-ar fi să vedeți asta? Ar scrie toate ziarele. În vremea aceea, mulți ani s-a întâmplat așa și n-aveau apă. Și dintr-o dată Moise a lovit și mai apoi a vorbit unui pietroi, unei stânci mari, și din ea, în mod inexplicabil, a țâșnit apă, ca de la robinet. Și Biblia spune, fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri au văzut aceste minuni. Și spune mai multe minuni pe care le-au văzut. Și mai târziu Biblia spune așa, totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Frați și surori, să vezi apă ieșită din stâncă și să nu te pocăiești, e posibil? Sigur că da. Să vină sandvișuri din cer, eu spun sandvișuri ca o aplicație practică astăzi, nu sandvișuri, au venit și mană, niște bobițe cu care se hrăneau de culoare albă. Să vină mâncare din cer și să nu te pocăiești? Da, e posibil.
Să se despice marea și să treci prin ea ca pe uscat. Și când vor și dușmanii să vină după tine, să se închidă apele și să-i omoare și să nu te pocăiești, e posibil? Da. E posibil să vezi minuni în casa ta și să rămâi tot nepocăit? Da. E posibil să vezi în adunare tot felul de lucruri supranaturale și tu să rămâi tot firesc și nepocăit? Sigur că da. Oameni buni, minunile nu pocăiesc pe nimeni. Evanghelia și Duhul Sfânt schimbă omul. Poți să vezi tot felul de minuni, poți să te entuziasmezi, poți 2-3 zile să fii cel mai pocăit și după aceea să-ți treacă. Dacă Evanghelia nu lucrează la inima omului, dacă Duhul Sfânt nu lucrează la inima omului, dacă nu te pui pe post și pe rugăciune și pe citirea Bibliei, dacă nu-L cauți pe Dumnezeu, atunci minunile acelea te entuziasmează o zi, două, trei, cinci și după aceea te întorci înapoi la modul vechi. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.